Un centru de informare turistică în valoare totală de aproape 600.000 de lei va răsări în câteva luni pe platoul Tricolorului din municipiul Târgoviște. Lucrările au început deja cu distrugerea unui rond de flori construit aici încă de la amenajarea platoului din perioada Ceaușistă. În locul lui va apărea chioșcul din lemn, în suprafață totală de 50 de metri pătrați, total nepotrivit cu arhitectura zonei cu puternică amprentă a epocii de aur. Toate acestea se desfășoară în cadrul unui proiect european implementat și în alte localități ale județului de asemenea dotate cu un astfel de centru de informare turistică. Nefericită însă în acest caz alegerea locației din Târgoviște, Piața Tricolorului este principalul loc unde se desfășoară evenimentele, ceremonialurile, spectacolele și sărbătorile organizate de autorități, locul unde se strâng seara de seară târgovișteni cu copii care se joacă aici în voie, în ciuda pavimentului plin de gropi și despre care auzim promisiuni de ani buni că va intra într-un proces de reabilitare. Peste toate acestea o să apară aici și baraca din lemn ridicată pe bani europeni. Proiectul este unul inițiat încă din anul 2012, semnat în anul 2014 și cu termen de finalizare în luna noiembrie 2015. Am solicitat un punct de vedere din partea biroului de presă al primăriei Municipiului Târgoviște, însă deocamdată nu a sosit.